amândouă meserile se pupă, să zic. Pentru că și aici, și ca sistem medical, ajut oamenii. Aici îi ajut sufletește, iar la spital fizic și le alin durerile. Pentru că nu am de ce să mă ascund. Trăim în România și presupun că știm care sunt salariile pe domeniul sanitar. Și mi-am dorit mereu să fiu o persoană și o femeie independentă, din toate punctele de vedere. Și nu puteai să... Nu. Financiar vorbind, nu. De câte ori câștigi mai mult acum decât atunci când lucrai în spital? Poate de 10 ori mai mult. Hai să facem așa o diagnoză a sistemului medical românesc. Ai fost în interior, știi foarte bine ce se întâmplă, ce ai schimbat, ce nu merge din punctul tău de vedere. Aș încerca să schimb oamenii pentru a fi mai umani, pentru a înțelege altfel ce înseamnă să fii asistent medical. Asistent medical nu înseamnă doar un salariu și a te duce la muncă. Un asistent medical trebuie să fie în permanență alături de oameni. Dar îți oferea sistemul platforma potrivită ca tu să-ți faci meseria cum trebuie? Da. Asta depinde de tine ca și asistent medical, ceea ce îți dorești. Dacă vezi doar bani, doar asta ai. Dacă îți dorești să fii aproape de oameni și a încerca să-i ajuți, asta înseamnă să fii asistent medical. Dar se vorbește foarte mult despre sistemul medical și lipsurile sale, nu doar în ceea ce privește salariile, ci și ca... Depinde din ce perspectivă vezi. Dotările, de pildă, faptul că oamenii vin cu medicamente de acasă de multe ori. Foarte adevărat. Putem să ascundem asta? Nu. Niciodată. Pregătirea ta de asistentă medicală te-a ajutat în videochat? Da. Pentru ce sens? Am mai multă răbdare. Am învățat să am răbdare, am învățat să am compasiune față de oameni. Și mereu mi-a plăcut să fiu alături de oameni atunci când nimeni nu este. Mă trezesc dimineața ca pe un job normal, vorbesc cu oameni ca un psiholog, un fel de psiholog, care sunt singuri sau ocupați. Sunt avocatul diavolului acum. E un job ca oricare altul, dar e un job la care trebuie să te și dezbraci. Da. Nu te deranjează asta. O privesc strict profesional, așa cum, nu știu, dansatoare la club sau mai știu unde dansează, pentru că ăsta e jobul ei, este o parte a jobului și asta. Adică o privesc strict profesional.